Salut, băi, și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată de FIFA 20, care era cu Universitatea Craiova. Avem meci aici cu CFR Cluj și după aceea o să fie dubla cu Borussia Mönchengladbach. Am decis să joc doar meciurile importante din Europa, având în vedere că nici sezonul ăsta n-am reușit să mergem mai departe în Champions League, să... Bine, practic a fost mai prost sezonul ăsta decât sezonul trecut, pentru că sezonul trecut am fost terminat parcă în sferturi. Și acum nici în optim n-ajungem, am fost terminat direct din grupe. Și suntem acum în 16.000 Europa League. Așa că mă axez pe câștigarea Europa League, ce să zic. Dar înainte de toate, am văzut aici o ofertă, transfer offer pentru Elvir Kolić de 34 de milioane. 34 de milioane, bă băieți, 34 de milioane. Hai să negociem, vreau să dacă pot să scot 50 de milioane pe Kolić. Dacă pot eu să scot 50 de milioane pe Kolić, eu sunt... Giu-giuc. Oricum l-aș da, ce să ducă și la altă echipă, pentru că oricum o să fie... Asta e oricum ultimul sezon și n-are rost să... Stau aia, să vedem. 34 de milioane. Ha, mă, vreți 54? Sau ce prea mult? Tot 34. Coborăm la 50 atunci. 30, bă, nu îl dau mă cu 34, ești nebun? Hai, 45. 42. Nu, tot 45. 45. Trebuie să accepte, pentru 3 milioane cine abasă, zgârgeți că pentru 3 milioane. Și acceptă. Kolić va pleca pe 45 de milioane de euro la Bayer Leverkusen. Ce să mai, cel mai mare transfer de până acum, să zicem așa, din Liga 1. 45, bă, dați-vă dacă ar fi așa și în viața reală, bă, băieți, ar fi rupere, ce să mai. În caz când ar să vă vorbesc un pic înfundat, așa că am, sunt și un pic răcit, adică acum sunt în revenire. Mai exact, o să jucăm așa, nu? Simulăm. Simulăm că n-are rost și să vedem cât se termină. 4-0 cu echipa a doua, cu CFR. Voi vă dați seama, 4-0. Dublă Hagi, gol Vână și Aguero. Ce să mai. Damn, players returned from injury. Îți revine Modric. În sfârșit, pentru că am luat pe Modric și omul s-a accidentat din prima. Adică, man, what the fuck. Din prima așa să te accidentezi. Dă-o încolo de treabă. Și începem aici meciul în deplasare la Gladbach. O să fie, bă, eu mă aștept la un meci destul de greu. Chiar dacă, practic, eu zic că noi pornim cu prima șansă. Chiar zic că noi pornim cu prima șansă. Nu, ce... Respiră ăștia pe aici, hai. Embolo, cred că au și ăștia câteva jucători. Tonali, ia uite, Icone. Au jucători, au și ei jucători. Ce mai, acum la, cred că suntem în 2023 sau pe acolo, cred că în FIFA mulți sunt jucători buni. Acum Neymarito, Neymar deja își pune amprenta pe jocul Craiovei. Bancu pierde mingea ușor, călcâi frumos la Neymar. Neymar trece bine acolo. Neymar către Mitriță pentru Nedelcu. Mamă, ce ratare a lui Nedelcu. Incredibilă ratare acestuia. Hai să vedem. Deci acum acces chiar joc al lumea, pentru că vreau să câștig Europa League. Adică măcar să ne scoatem cu Europa League. Mitriță câștigă la cap, ceea ce este foarte ciudat. Hagi pentru Mitriță, Kolić la Mitriță, Mitriță se întoarce bine, Mitriță însă greșește pasa, recuperează tot el. Ah, am crezut că vine mai aproape ăla, știți? Să-l dăbăși pe partea alătă, da, n-a mers. A recuperat Gladbach-ul, mamă ce poate să-i facă ăștia. Ulu, joacă rapid, fast build-up cred că, oamenii. Mamă. Opa, ce pasă aici la Tehero. Să avem grijă, Pigliacelli boxează, să face prea bine.
Hagi însă foarte în sens că ajunge la Mitriță, mingea trece bine acolo, Mitriță, du-te, tată, du-te, 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 nu te mai ajunge nimeni, Mitriță, Mitriță, fața acolo, Mitriță, 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 nu cred că apără Sommer. Ho-ho, ce ratare, bă, băieți, nu cred că apără Sommer. Mitriță care nu prea mare greșeli mari până acum. Neymar la Hagi. Hagi se descurcă bine, Neymarito trece frumos, Neymar, Neymar este în careu, Neymar, Neymar, gol, Neymar! Ce fază spectaculoasă și Neymar Junior marchează! Foarte, foarte bine! Marchează la debut! Asta e, mă! Sané nu făcea asta niciodată! Ce naiba? Ia uite și tu aici, pac, aici a avut să ne un puțin noroc. Se dezechilibrează acolo, dar vine mingea la noi și deschidem scorul împotriva lui Gladbach. Neymar Junior sau Ney-Ney, cum mai zicem noi românașii. Sau cred că mai zic și alții, dar nu știu dacă cum o fi. Marchează primul său gol pentru noi când joacă cu el. Că poate marcat în simulat, dar nu știu eu sigur. Nu mă arunc cu vorba că poate greșesc și de-aia zic. Tehero, te să neapără cât de cât ok acum. Neymar recuperează, care face până acum o partidă exemplară. Nedelcu pasă bună la Neymar, care are viteză foarte bună. Urcă Neymar aici în bandă. Să vedem pe acesta Neymar. Neymar pentru Colici. Urcă Colici. Colici. Pierde ușor mingea. Mă așteptam să reușesc să trec acolo cu Colici, da. Se pare că n-a mers. Deja omul deja se gândește la Bayer Leverkusen, că n-aia balandat cu 45 de milioane. Bine, nu știu dacă a acceptat omul. Sincer. O să jucăm așa. Începe repriza a doua. Colici pasează bine aici. Messi care pierde mingea foarte ușor. Messi nu mai e în formă de luare. Recuperează Messi. Messi, Messi, Messi pentru Colici. Trece superb. Elvir Colici acolo. Însă l-a depășit ăla la ăsta, la nu la viteză, la forță. Mă mir. Hagi. Messi super pentru Mitriță, Mitriță, Mitriță! Gol marcat de Alexandru Mitriță, 2 la 0. Data aceasta nu-l mai iartă pe Sommer. Și practic te duci într-o poziție mult mai grea, dar nu contează asta, FIFA, no logic. E. Sunt crezi cu ce dădu, cu stângul sau cu dreptul? Cred că cu stângul dădu. Aba nu, cu dreptul, mama, așa, cu exteriorul. Bun. Bine tot, 2 la 0, marchează Mitriță. Primul său gol în Europa League. Asta. Avem impresia că mai marcase, știi de ce? Că marcase în Champions League și uitase că nu se augure în Champions League acum, că e altă competiție. Campania, ce naiba. Messi, Mitriță. Pentru Messi, 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 urcă Messi, este pe Lionel Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Continuă Messi. Messi. Messi! Messi, Messi, Messi! 3 la 0! Fază excepțională făcută de Messi, care face și el ceva meciul ăsta, se pare bine de tot. Fază senzațională, 3-0. Cred că o să simulez meciul acasă de la noi cu Mönchengladbach, pentru că e prea ușor. Hagi recuperează însă, pentru că mă recuperează în cu totuși. Hagi, să vedem pe Hagi. Hai Hagi, du-te Hagi. Hagi, viteză foarte bună a lui Yanis Hagi, care intră în careu. Hagi, Hagi, Hagi! 4 la 0! Yanis Hagi marchează superb. Bine, mă. Și marchează și Mönchengladbach. 4 la 1, Colici, foarte bine trece aici. Încă o dată Colici, nu prea am cu cine acolo, să moară Chichician. Degajarea, ăsta ce de degajarea o la mine, centrarea acolo, mi la Agüero. Agüero pentru Nedelcu, care oferă o pasă excepțională pentru Bărbuț, care este în careu. Bărbuț, Cristi Bărbuț, Bărbuț! 5 la 1. Ce să mai? Când ai jucători prea buni în echipă, până și Bărbuț de 75 o vela se distrează cu ăștia.
arbitru. Da, fiul arbitru, batem pe Gladbach cu 5-1 în deplasare. O să simulăm cu siguranță meciul de acasă, pentru că mi-e greu să cred că ne pot bate cu 5-0. Trebuie să-mi bat cu 5-0 sau 6-1 ca să ne scoată. 3-2 marchează Bărbuț, Alibec și vână Matei, o dublă pentru Astra, se pare. Sold the player, hopa, și Colici pleacă la Bayern Leverkusen, cred, nu? Da, la Bayern Leverkusen, din câte știu eu. Da, Bayern Leverkusen pe 45 de milioane de euro. Se al ofertă și pentru Bălașa de la Crystal Palace. O să vreau să-l vând și pe Bălașa, pentru că cum, oricum o să-i avem până în vară să câștigăm în Europa League și după aia îi vine iarăși. Să vedem unde ajung. 37 e incredibil. Hai să vedem dacă putem scoatem 57 pe Bălașa. Prea mult, nu? Prea mult, am exagerat. Hai să vedem, am exagerat. Totuși 37 de milioane era o sumă foarte mare pentru Bălașa. Simulăm. Simulăm cu Mönchengladbach, să vedem ce vom face prin simulare. Ne bat cu 2-1, dar nu contează asta, pentru că mergem mai departe. Bun, dublă cu Losile, care... Bă, și Lilu Vere are echipament șmecher, bă, băieți. Numai al nostru e ciudățel așa. O să jucăm cu Pilecer în poartă, Manea, Bălașa, Ciosiș, Bancu, Messi, Hagi, Modric, Neymar, Coli și Mitriță, formația clasică. Ce să mai, hai să vedem. O să fac și dubla asta cu Lil. Dacă nu, cumva îi batem iarăși foarte... Îi batem și pe ăștia rău în primul meci și nu o să mai fie nevoie de al doilea meci să-l mai joc. Hai să vedem. Jucăm în deplasare, care... Stai, au același stadion ca al nostru, eu nu pot să... Au același stadion ca al nostru, băi, ești prost? În FIFA au același stadion lor. Să poate ăsta chiar ar fi stadionul lor. Dar nu cred că e stadion din Anglia. Sanderson Park, cred. Aici recuperează Giannis Hagi pentru Neymar. 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 Se avânt acolo greșit. Rosie, nici nu știu ce echipă ăștia, Balil, Baluli, Tagliafico, pa, au un Tagliafico totuși, Alejo, nu știu cine, Tagliafico e singur nume sonor din toată echipa asta, până acum, este Spasa, Luca Bacchio, am auzit și de asta, hai aici, Minț ajunge la Neymar, pasă bună, Colici, Bancu, greșește acolo, pasa revine, Mintea ajunge la Colici, către Neymarito. Neymar, nu-mi ieși schema. Ce facem ăsta? Colici, Modric, Mitriță, se fac acolo Mitriță, Neymar, Neymar, gol, Neymar Junior, marchează încă o dată, Neymarito, bine, vere, 1-0. 1-0 împotriva lui Lidl și din nou marcăm cu Neymar primul gol. Ce să mai. Uite mă, ăsta jucător. Nu s-a nevere. Cum avea mă la 93 overall sau când ea avea. Era cred că considerat aproape cel mai bun jucător din lume la overall. Doar că omul nu făcea nimic. Uite aici așa. Semivore să zicem așa. N-are nicio șansă portarul celor de la Lil. 1-0. Cazie mare a celor de la Lil. Pulgăr și de pulgăr am auzit. E bine, e bine. Ai nume mai sonore, să avem și noi ce să comentăm aici. Recuperează Bancu. Neymar aici, foarte bine reușește să treacă acolo, pasează pentru Colici, care este împins de pulgăr acolo, să recuperează tot acesta. Colici. Hagi a încercat din prima pentru Neymar, însă nu prea reușit. Hai bă, Hagi aici. Frumos, trebuie să Giannis Hagi la Mitriță. Mitriță, urcă Mitriță, continuă bine Mitriță. Încă o dată Mitriță, șutează Mitriță! Gol! Alexandru Mitriță! Mă, simt un deja vu foarte mare. Adică primul gol marcat în meciul trecut a fost de Neymar, al doilea a fost de Mitriță și acum este la fel și meciul ăsta.
cei din faze aproape identice. Ce naiba? 2-0. Parcă acum trebuie să marcheze Messi. Vă zic eu, Messi trebuie să marcheze acum. Alejo. Din nou. Îți văd și par un pic mai bune ăștia de la Lille. Vedem aici Hagi. Să vedem pe Hagi cum va juca Hagi. Hagi pentru Mitriță. Mitriță. Mamă, mă, căcai pe de fază. Mă, căcai pe de fază. Nu știu ce să fac schema aia. Da, aia mi-e și. Vedem aici, opa. Cash. Din nou se află în bandă aici Cash, dar nu te face nimic. Da. Pe asta ne marge, ce să mai. Modric acum. Pentru Yanis Hagi. O pasă pentru Colici. Colici către Hagi. Hagi în careu. Yanis Hagi. Mamă, vă zi în poartă pe asta. Bag și pe Nendru că văd că Modric e cam obosit. Bă, ce ocazie mare. Ce ocazie mare. Opa, opa. Hopa, Hagi respinge bine. Bărbuț, Nedelcu, Colici, probabil ultima fază de a marca. Neymar pentru Nedelcu, Nedelcu din prima pentru Mitriță. Să nu reușești acolo, o să ajungă. Va fi o lucrarea proastă. Batem cu 2-0 pe Lille. Și totuși joc meciul. Meciul, tur îl joc totuși pentru că mai știi, poate ne scot. Și mai aici meciul, la noi acasă, pe Ion Obermenco împotriva lui Losc Lille. Să vedem ce vom face, am bătut cu 2-0 meciul precedent, acum ar trebui să ținem de scor sau să încercăm să mai marcăm. Messi, super, deci aici Messi, Messi, Messi! Mamă, ăsta a fost cam fault un pic. Dar nu vrea, mă, arbitru, nu vrea. Dar avem o echipă prea bună ca să pierdem pe mâna arbitrului, știi ce zic? Te-ai șosit foarte bine acolo, Modric! Face stopul bine, însă a venit la foarte bine acolo. Sanchez recuperează, Yanis. Bă, amă! Fu la fel ca la Messi, nu fu fault ăsta. Hai, Manea, Manea, în sfârșit. Hai, Messi. Hai, Messi, tată. Du-te, Messi. Du-te, Messi. 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 Messi, Messi, Messi. Bine, mă, băieți. 1-0. Asta aștept, mă, de la el. Asta aștept de la Messi. Dembălașa respinge bine aici. Hagi. Hagi, frumos. Yanis Hagi. Pentru Bărbuț. Bărbuț. Hai, să vezi aici viteză. Să vezi aici viteză, bă. Modric. Se întoarce bine Modric la Bărbuț. Mitriță! Mamă, cum a trecut șutul ăsta. L-am văzut în poartă pe ăsta, bă, băieți. Foarte bine, ce o să zici acolo, respinge, șut! Frumos șut, chiar frumos. Manea către Bărbuț, Bărbuț, Tagliafico vine acolo. Din nou Manea, Bălașa. Ciosic la bancu pentru Neymar. Oh, da prea tare. Bă, cum să ajungem mai liber la asta? Ești nebun, se termină meciul. 1-0, eliminăm și pe Lille. Ajungem în sferturi sau semifinale, cred. Nu sunt sigur. Cu cine am picat? Cu Arsenal, mamă. În sferturi. Ăsta e meci greu. Ăsta chiar e meci greu. Băieți, eu închid aici acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, bă, zic că a făcut un episod foarte bun, l-am văzut pe Colic cu 45 de milioane de euro la Bayer Leverkusen, cum să se face din vară, am eliminat pe Gladbach și pe Lille, acum atât să eliminăm și pe Arsenal, eu vă pup, ceau!